Sunt la Slatina, dar pot să spun că nu sunt prima oară. Deci lucrez de 15 ani cu societatea Alro, pentru care sunt consilier și bineînțeles că m-am legat de locul acesta. Faptul că Alro a sponsorizat asociația mea, ca și alții, dar Alro chiar a sponsorizat-o bine, am zis să fac prima această manifestare, fiindcă e prima și pentru mine. De-aia eram puțin emoționat. E prima oară că fac acest gen de eveniment și a fost pentru mine foarte natural să fac la Slatina. Că banii de la Alro sau marea majoritate. Și am fost foarte, sentimental așa, provocat de copii artiști, tineri copii, și mi-am dat seama de nevoile foarte mari, financiare, care ar trebui să fie ca să fie susținuți, să poată să meargă înainte. Este ceva foarte important, fiindcă, aceste sume, într-un fel, sunt infinite. Cum am un băiat în familie, Constantin, 25 de ani, artist. Să vă trăiască. Dar el și-a făcut de mic așa și a făcut cariera, așa să spunem, artistică, până la 25 de ani, în Franța. Și deci, urmărind cariera lui așa, ca părinte, mi-am dat seama câți bani trebuie să, ca să ajungi la un nivel. După aia poți să te duci și mai sus, dar fără mijloace n-ai cum. Mijloace și rețele, adică sunt rețele pentru arte plastice, rețele pentru muzică. Deci o întreagă, ca să ajungă un artist cunoscut, este o întreagă, un drum întreg. Unul foarte talentat, de ce nu? Din Slatina poate să parcurgă acest drum, dar trebuie susținut. Ce înseamnă până la urmă acești copii și dacă într-adevăr România se poate salva prin acești copii minunați? Pentru că e o întrebare pe buze tuturor, dacă românii ăștia care sunt talentați vor salva România cu atâtea probleme care sunt. Cât de important sunt acești copii pentru poporul nostru? O să vă răspund cu o frazologie așa, Pentru mine, eu sunt inginer și pe vremea lui Ceaușescu, unde era ori ești inginer, ori nu ești nimeni. Atunci artiștii erau mult mai chinuiți, că nu erau liberi. Un artist care nu-i liber e foarte complicat. Acum lucrurile s-au schimbat. Însă o societate fără artiști, nu concep, nu văd cum poți să reziști. Plus în zilele noastre, unde presiunile sunt foarte mari, COVID, război, tinerii și adolescenții sunt relativ stresați de atmosfera, dar și business-ul și toate, criză energetică, o mie de crize una după alta. Dacă n-ai artă, în general, artă, pictura, că e muzică, dans, tot ce e artă, care de altfel se dezvoltă foarte mult și în Occident, fără aceasta societatea devine tristă, adică de neconceput, adică când zice stresant. Că asta destresează, adică sunt lucruri frumoase care sunt obligatorii. O societate trebuie să aibă de toate. Dacă lipsește sectorul artă, e foarte prost, atunci nu e completă, nu poate să funcționeze. Domnule, nu pot să nu zic despre străbunicul dumneavoastră, Dumnezeu Zafirescu, și am cartea în cap, Viața la țară. Cum mai e viața la țară? Și o ultimă întrebare, domnule Zafirescu. Cum mai e despre străbunicul, tot vorbesc de el și l-am folosit mult și în business. Că, zic, sunt strănepot, deci e o marcă, Dumnezeu Zafirescu. Însă el era un artist, lumea nu-l știe ca poet, dar la poeți se vede talentul, poeziile lui sunt ca niște cântece, deci era un tip foarte talentat. Din păcate, cum spune el, a fost și un politic, nu fac politică, dar avem niște scrisori unde spune și era și înverșunat, a fost ministru de extern, a făcut politică la nivel înalt. Scria mai bine rămâneam un artist.